Slăviți să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Filipeni, capitolul 2. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 12. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copiii lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, în seara aceasta suntem în casa de rugăciune, e un har pentru noi, un privilegiu. Se dorește o seară de evanghelizare, adică un timp în care să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, atât fraților și surorilor în credință, cât mai mult prietenilor care ne vizitează casa de rugăciune. Și aș vrea să vă provoc cu o întrebare. Aceia care îți veniți și vă gândiți la ceea ce se întâmplă în seara aceasta, de ce din partea noastră, de ce din partea organizatorilor atâta insistență, atâta pasiune, atâta efort, atâta cheltuială pentru voi? Cred că motivația noastră este unică, din dragoste pentru Dumnezeu și din compasiune pentru voi. În seara aceasta au cântat copiii, s-au predicat Evanghelia, ne-am rugat pentru voi. Care va fi atitudinea ta în ascultarea Evangheliei? Apostolul Pavel spunea în Romani, în capitolul 2, cu versetul 4 și 5, ori disprețuiești tu bogățiile îngăduinței, bunătății și îndelunge lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar tu cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua drepte judecăța lui Dumnezeu. Nu da vina pe viața din Spania. M-aș pocăi, dar în Spania nu se poate. Se poate. Nu da vina pe bărbatul tău, pe nevastă ta. M-aș pocăi din cauza lui sau a ei, nu mă pocăiesc. Nu da vina nici pe părinți în care te-au ipoticnit tu în anii tinerețe tale. Nu. Vina este exclusiv la tine. Și dacă tu nu te pocăiești, este pentru că tu nu vrei să te pocăiești. Ăsta e adevărul crunt. În seara asta mi-am propus să aduc în discuție două subiecte pentru învățătura noastră. Aș vrea să vorbesc ceva despre mântuire și aș vrea să vorbesc ceva despre credință, că doar toți suntem la biserică. Și când vorbim de mântuirea sufletului, eu spun tuturora, că în relația noastră cu Dumnezeu există un parteneriat în care Dumnezeu își face partea Lui, iar omul trebuie să-și facă partea Lui. Numai așa ajungem ca să ne mântuim, prin partea care o face Dumnezeu, dar și prin partea care trebuie să ne o facem noi. Când vorbim, de exemplu, de vindecarea trupească, aseară aici au avut loc rugăciuni pentru cei bolnavi și sunt bine încredințat că Dumnezeu o vindecat aseară. Iacov vine în capitolul 5, la versetul 13 la 16 și spune că acolo Dumnezeu face partea lui și omul trebuie să-și facă partea lui. Care e partea omului în procesul vindecării? Păi omul face mărturisirea, omul face ungerea și omul face rugăciunea. Astea trei lucruri trebuie să le facă omul. Care e partea lui Dumnezeu? Dumnezeu mântuiește, iartă și vindecă. Slăviți să fie Domnul, amin? Dacă ar fi să vorbim de iertarea păcatelor,
Care din dumneavoastră n-ar vrea să aibă păcatele iertate? Ce coșmar, ce cuget întinat, ce povoară poartă unii din oameni care se știu că au păcate. Ei bine, Dumnezeu a facilitat, a dat șansa iertării de păcate. Dar în iertarea păcatelor, Dumnezeu și-a făcut partea Lui, iar voi care vreți să aveți iertarea de păcate, trebuie să vă faceți partea voastră. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Hristos în lumea noastră. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, s-a întrupat prin Maria Fecioara, a trăit pe pământul acesta, a murit răstignit pe cruce și prin sângele Lui, El ne-a plătit, ne-a răscumpărat din păcatele noastre. Asta e partea lui Dumnezeu. Care e partea omului? Ce trebuie să facă omul să beneficieze de iertare? În Fapte, capitolul 3, versetul 19, Apostolul Petru spunea: pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vrem de înviorare. Acum, ca un om să aibă parte de iertarea păcatelor, ce trebuie să facă? Să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul. Doamne ajută-ne, amin? În Fapte, capitolul 10, versetul 43, același Petru în casa lui Corneliu spunea: toți prorocii mărturisesc că oricine crede în numele Lui, capătă prin numele Lui iertarea de păcate. Ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să cred în numele Domnului Iisus. Doamne ajută! În Faptele Apostolului, capitolul 22, versetul 16, Anania îi spunea lui Saul din Tars: și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Deci, frații mei, ca eu să pot scăpa, să pot fi iertat de păcate, Dumnezeu l-a dat pe Hristos și a murit. Îi partea lui Dumnezeu. Partea mea este să mă pocăiesc, să cred în Domnul Iisus și să mă botez. Amin? Și ar mai fi încă o condiție în Marcu 11, 25. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați oricui, ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte. Dacă eu vreau să am iertare de păcate și Dumnezeu să mă ierte și eu trebuie să iert pe toți. Să ne ajute Domnul, amin? Revin la cuvântul care l-am citit, spuneam că în seara asta vreau să vorbesc de mântuire. În relația aceasta cu Dumnezeu, omul își are partea lui și Dumnezeu își face partea lui. Dacă ar fi să vorbim de desăvârșire, da? În Corinteni 2 cu 6, Apostolul Pavel spune așa: ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți, ca și cum el predica la oameni desăvârșiți, da? În Petru capitolul 5, versetul 10, 1 Petru spunea că după ce vom suferi, El ne va desăvârși. Există o desăvârșire inițială și există o desăvârșire finală. Între aceste două desăvârșiri mai este o desăvârșire. 2 Corinteni 13 cu 11. De aceea fiți oameni, fiți tari, desăvârșiți-vă. Asta e treaba noastră, să ne desăvârșim și Dumnezeu să ne ajute. De ce unii au început pocăința în anii tinerețe și au căzut din credință, au renunțat la calea lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru ei Dumnezeu și-a făcut partea, dar ei n-au mai vrut să-și facă partea. Ei au ieșuat în procesul mântuirii, ei au abandonat calea mântuirii, ei au renunțat la Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu renunță la om. De aceea aș dori ca în seara asta Duhul Sfânt să ne dea pocăința și dorința de a ajunge mântuiți. Amin? Când vorbeam de procesul mântuirii, spun că Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Care e partea care a făcut-o Dumnezeu în mântuirea aceasta? Păi, în primul rând, El ne-a izbăvit din păcat. Noi nu puteam. Aduceți-vă aminte că evreii au fost robi în Egipt 400 de ani. Ei nu puteau să iese din robie, n-aveau cum.
Și într-o noapte a venit Dumnezeu și i-a scos cu braț puternic. În Psalmul 40, psalmistul spunea: am pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirile, din groapa pe irii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașă, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Eu nu putem să ies din mocirlă. Sunt oameni prinși de diavolul, cu pate, cu păcate, cu plăceri păcătoase, oameni care nu pot ieși din robia păcatului. Eu nu puteam să ies din fundul gropii de acolo. Și atunci a venit Dumnezeu. A venit Dumnezeu și m-a scos de acolo, El, și mi-a pus picioarele pe stâncă. În Galateni 1:4 spune că El s-a dat pe sine însuși pentru noi, după voia lui Dumnezeu și Tatăl, ca să ne smulgă din veacul acesta rău. Asta a făcut Dumnezeu, că eu nu mă puteam să mă smulg singur. În 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, spune: fiindcă avem astfel de făgăduință, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Aici Pavel spunea: fraților mei, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea până la capăt. Înseamnă că mântuirea are două capete. Mântuirea are un capăt de unde începe și are un capăt unde se sfârșește. Dumnezeu și-a făcut partea Lui, m-a scos din fundul mocirii, mi-a pus picioarele pe stâncă și apoi versul poeziei spunea: de acum îmi spune mie drum bun. Îi treaba mea de acum să-mi duc mântuirea până la capăt. Îi treaba mea să-mi duc sfințirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute, amin? Deci Dumnezeu, partea Lui a fost că ne-a izbăvit din păcat. Partea lui Dumnezeu a fost că ne-a trasat un drum, o cale. În Isaia 35 vorbea acolo în pustie: se va croi un drum, o cale pentru cei neprihăniți. Asta a făcut-o Dumnezeu. El a dat un sens vieții noastre. Eu vin de undeva, știu de unde vin și știu unde mă duc. În Fapte spunea Apostolul Pavel, acolo 17:28-29, că poieții voștri au spus: noi suntem din neam de Dumnezeu. În Ioan 13:3 spune Domnul: de la Dumnezeu venea și la Dumnezeu ne ducem. Noi suntem din neam de Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să avem o traiectorie scurtă, un traseu pe pământul acesta și plecăm înapoi la Dumnezeu. Noi nu trăim veșnic pe pământul acesta. Ani în viețe noastre, spunea psalmistul, 70-80 și trudă și durere, trec iute și noi zburăm. Au plecat bunicii noștri, au plecat părinții noștri, au plecat poate unii din copiii noștri. Într-o zi vei pleca și tu de pe pământ, că tu vii de la Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca traiectoria ta să treacă prin România și prin Spania câțiva ani și te vei întoarce înapoi la judecata lui Dumnezeu. Noi avem datoria aceasta să urmăm calea aceasta lui Dumnezeu. Căci pe calea asta lui Dumnezeu, El ne-a trasat-o prin pustia asta și a dat un sens vieții noastre. Unii oameni își fac din viață, din un ideal din viață, să strângă avere. Și strâng avere și devin miliardari și devin milionari și au firme și haine de lux și mașini și angajați. Și într-o zi vine diagnosticul: ai cancer. Și niciun medic din lume nu te mai poate salva. Scopul vieții noastre nu este să ne strângem avere, nu este să ne ocupăm poziții în societate, nu este să ne facem relații și prietenii. Scopul vieții noastre în viața asta trăită, să dobândim ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De aia te-a lăsat Dumnezeu pe pământ, de aia a îngăduit Dumnezeu să ajungi în Spania și în seara asta într-o casă de rugăciune la oamenii pocăiți, să înțelegi că viața e trecătoare. Dar ai harul ca în viața asta scurtă să urmezi calea lui Dumnezeu și să ajungi mântuit. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Dumnezeu spuneam că ne-a pus semne. Acolo în Isaia 35 spune: niciun păcătos nu merge pe calea asta. Există o cale, calea mântuirii, în care merg oamenii sfinți și mulțumesc Domnului că în România, în Spania și în întreaga lume Dumnezeu mai are sfinți. Să ne ajute Domnul să fim și noi. Pe calea aceasta întâlnesc semne și minuni. Spune că acolo șchiopul aleargă ca cerbul și mutul strigă de bucurie. Pustia înflorește ca Libanul și este o binecuvântare.
Pe calea mântuirii întâlnim semne și minuni. Am întâlnit și întâlnim în fiecare zi minunile lui Dumnezeu, ocrotirea lui Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu care ne păzesc. Dar cea mai mare minune este când Dumnezeu ia un păcătos din mocirlă și îl curățește și îl face sfânt. Să repete Domnul minunile acestea. Pe calea aceasta Dumnezeu ne-a pus niște semne. În Efeseni 2:10 spune: noi suntem lucrarea Lui, fiind zidiți pentru faptele bune pe care El ne le-a pregătit să umblăm în ele. Și dacă vrei să vezi itinerarul și calea, dacă e calea adevărată, eu te întreb, care e ultima faptă bună cu care te-ai întâlnit? Că Dumnezeu pregătește fapte bune pentru ca noi să trecem, să umblăm prin ele. Care e ultima faptă bună care ai făcut-o tu pentru sufletul tău? Când e ultima rugăciune? Când ai cântat lui Dumnezeu? Când ai citit din Scriptură? Când ai ajutat un sărac? Când ai ajutat pe unul nevoie? Că astea sunt locuri și semne pe care ne le pune Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Vreau numai un pericol să vă prezint aici. Am citit că atunci când europenii au ajuns în America, au colonizat America, au întâlnit ținuturi vaste, nelocuite, au făcut așezări, au făcut orașe. Și de la un oraș la altul se circula cu diligența, cu poștalionul, cu caie. Nu erau drumuri în America. Erau niște călăuze care duceau grupuri de coloniști dintr-un oraș în altul. Și erau niște drumuri însemnate, jalonate cu niște țărușe așa înfipți, din loc în loc, de la o milă la altă milă. Și călăuza se ținea de semnele astea și mergeam dintr-un oraș în altul. Dar răufăcătorii, bandiții, știți ce făceau? Veneau și încet, încet luau acei țăruși și îi deviau așa câte puțin. Unul devia puțin, altul mai mult, altul mai mult, altul mai mult. Și călăuzele astea, în loc să ajungă la destinație în alt oraș, ei luându-se după semnele astea, ajungeau în mijlocul deșertului, unde erau jefuiți. Dumnezeu pe calea pocăinței a pus niște jaloane, niște semne, niște repere. Știți care e pericolul, dragii mei? Vine diavolul și le mută așa câte puțin, câte puțin, puțin, câte puțin, pe neobservate. Și dacă nu băgăm de seamă, în loc să mergem spre rai, spre cer, spre binecuvântare, ne afundăm în deșertul lumii acesteia. O schimbat puțin câte puțin ținuta vestimentară. Eu sunt pocăit de 57 de ani. Domnul mi-a dat o memorie bună, mulțumesc Domnului. Mi-aduc aminte de îmbrăcămintea fraților și surorilor de acum 50 de ani. Am schimbat ceva programele și slujirile noastre din adunări. Mi-aduc aminte de bucuria în Duhul Sfânt, de cântări, vorbiri, descoperiri și prorocii, care acum sunt o raritate între noi. O schimbat învățătura cu privire la nașterea de copii, căci erau familii numeroase, cu copii mulți, și acum se pune problema câți copii trebuie să avem. Și așa încet, încet, diavolul ne-a schimbat direcția, ne-a schimbat calea. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la calea adevărată. În Psalmul 139, parcă spunea psalmistul în ultimul verset, acolo 24, vezi, cercetează-mă, dacă sunt pe o cale rea, du-mă înapoi pe calea veșnicie. Frați și surori, nu predic în seara asta numai la cei nepocăiți. Nu predic numai la copiii de pocăiți care s-au lăsat de pocăință. Predic și membrilor de aici, din adunare. Hai să veghem asupra căii noastre și Duhul Sfânt să ne dea o minte înțeleaptă și dorință de a ține pocăința. Ce-a făcut Dumnezeu? Ne-a izbăvit partea Lui. Ne-a trasat o cale înspre rai, înspre cer. Și apoi ne-a dat și mijloacele disponibile, că spunea aici Pavel, El ne dă și voința și înfăptuirea. Spunea Pavel în Romani acolo că eu văd în mădularele mele să dă o luptă, în capitolul 7, când vreau să fac binele, rău e lipit de mine, fac răul care nu-l vreau. Și la un moment dat spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
Și continuă, dar mulțumiri fie aduse lui Iisus Hristos. Fraților, Dumnezeu ne dă și voința și Dumnezeu ne dă și înfăptuirea. Să ne ajute Domnul, amin? În procesul mântuirii, Dumnezeu și-a făcut partea Lui. Dar care-i partea noastră ca oameni pocăiți care locuim aici în Spania? Ce ar trebui să fac eu ca să-mi duc mântuirea până la capăt? Și spunea aici Apostolul Pavel, duceți-vă mântuirea cu frică și cu tremur. Atitudinea mea în viața de pocăință trebuie să fie una de teamă sfântă, frică și cu tremur. Frică față de cine? De cine să mă tem până la urmă? Și spunea în cartea Apocalipsa, temeți-vă de Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. În Fapte 9:31 spune, biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Eu aș vrea ca Duhul Sfânt să ne ajute în seara asta să avem frică de Dumnezeu. Amin? Eu am mai predicat și altă dată și spuneam că obișnuința poartă cu sine pericolul lipsei de respect. Atâta ne-am obișnuit cu adunarea, atâta ne-am obișnuit cu prorocia, cu slujba, cu cântarea, încât nu mai dăm respectul cuvenit lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu Scriptura, ne-am obișnuit cu Dumnezeu și pentru asta nu-L mai respectăm. Dar nu-i bun lucru acesta, frate. Hai să tratăm adunarea Domnului cu respect, să venim aici cu reverență. Uza era așa de obișnuit cu chivotul, că el îngrijea de chivot, încât la un moment dat a pus mâna pe chivot și l-a sprijinit ca să nu-l răstoarne boie. Și Dumnezeu, din lipsă de reverență, l-a trăsnit și l-a rupt în două acolo. Și David s-a temut și a spus, cum pot să duc eu chivotul în cortul care l-am pregătit? Ne-am prea obișnuit cu adunarea. De aceea vorbim între noi în timpul predicii, de aceea amestecăm gumă, de aceea ieșim de 7 ore afară, de aceea suntem neatenți, că ne-am învățat cu adunarea. Dar vine Pavel, spune, mântuirea noastră trebuie să o ducem cu frică și cu tremur. Dumnezeu să ne ajute, amin? Frică de cine? A spus frică de Domnul, să ne ajute Domnul. Și eu mai spun un lucru, frică de păcat. Fii-vă groază de rău, spunea Pavel Roman 12, și alipiți-vă tare de bine. Psalmul 4:4, versetul, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta când sunteți în pat, apoi tăceți. Când stai în pat, învelit până aici cu plapuma, trebuie să te cutremuri și acolo trebuie să te temi de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Când Proverbii 14:9 spune, cel nesocotit glumește cu păcatul. N-avem voie să glumim cu păcatul. Trebuie să ne temem de Dumnezeu, dar trebuie să ne temem de păcat ca nu cumva să-L înfăptuim. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și cuvântul ăsta, expresia asta, frică și cutremur, induce gândul prudenței. Frații mei, noi am fost plătiți cu un preț care nu se poate măsura. Spunea Petru că știți bine, 1:1-17 în jos, că nu cu aur și argint am fost răscumpărați din felul de șer de vețuire care moștenisem de la părinții noștri, ci cu sângele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos, mielul fără vină și fără cusur. Pentru păcatul tău și pentru păcatul meu a murit Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spuneam aseară, am umblat mult în lumea aceasta, am colindat pământul acesta, de aici, din Europa, în Canada, în America, în Dubai, în Israel, în Australia, în partea cealaltă. Am văzut comori extraordinare. În America am vizitat o peșteră cu o lungime de 1,8 km. Care avea pereți, stalagmitele și stalactitele din diaban, rubin, topaz, risolit, tot felul, era o imensă bogăție acolo ce puteai să vezi. Dar nu-i nimic mai scump în lumea aceasta decât sângele Domnului Iisus. Noi am fost răscumpărați cu sângele Domnului Iisus. Nu trebuie să fim prudenți? Și mai este un lucru foarte valoros. Spunea în Luca 9:25 Domnul Iisus, și ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Tu ai un suflet în tine dat de Dumnezeu de o valoare extraordinară.
Dumnezeu ți-a împrumutat sufletul ăsta pe câteva vreme și într-o zi trebuie să iei sufletul să te prezinți înaintea Lui. Cum ai să-L duci tu de aici, din Spania, din viața care o duci? Pentru că niciun om nu va scăpa de înfățișarea asta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu. Avem valori cu care lucrăm și spunea Pavel aici să ne ducem mântuirea cu frică și cu tremur. Doamne, ajută-ne la aceasta! Al doilea lucru spunea el, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiri. Adică pe calea pocăinței trebuie să aveți o puternică determinare. Că cine a pus mâna pe coarnele plugului nu trebuie să mai uite înapoi. Trebuie să fii hotărât, ferm pentru Dumnezeu și pentru pocăință. De ce unii copii din familii de pocăiți au abandonat credința? Pentru că niciodată n-au fost hotărâți pentru ea. Au fost întotdeauna așa nestatornici și nehotărâți. Dar aș vrea ca în seara asta și ei să vină înapoi la Domnul. Nu numai că îi așteaptă poate părinții care plâng, dar îi așteaptă încă o vreme Dumnezeu. Dar vine vremea când Dumnezeu va spune destul și de aici încolo nu va mai fi loc de mântuire. Doamne, dă-ne pocăință în seara asta. Trebuie să fim în mersul nostru pe calea mântuirii cu o puternică determinare, fără cârtire și fără șovăire. Și în al treilea rând spune Apostolul Pavel, să fim ca niște lumini care strălucim în mijlocul unui veac ticălos și stricat. Frații mei, lumea asta zace în cel rău, spunea Ioan în epistola sa. Toată lumea zace în cel rău. Se ridică împotriva lui Dumnezeu, împotriva sfințeniei, tot felul de împotriviri și lupte. Se dau legi diabolice, legi drăcești, ceea ce mintea omului nu putea gândi cu ceva vreme în urmă. Legile astea sunt împotriva familiei și în România va fi imediat un referendum pentru statutul familiei ca să fie prins în Constituție. Că o familie, o uniune liber consimțită între un bărbat și o nevastă și o femeie, ca așa a spus Dumnezeu. Avem tot felul de împotriviri la statutul familiei. Când familie Botnariului s-au luat cei 5 copii în Norvegia, prin Barnevernet, împreună cu fratele Octavian ne-am dus în Norvegia, am vorbit cu familia aceasta. Mă întreba acasă soția, măi, ce fel de oameni erau? Era chiar după ce le-au luat copilul și copilul mic din brațe l-au luat. Și le-am spus, măi, greu îi făceai să zâmbească, dar ușor îi făceai să plângă. Dumnezeu le-a dat biruință, sunt la Codre, acum Domnul mi-a dat și al șaselea copil, dar sunt legi drăcești, dragii mei, împotriva orânduirii lui Dumnezeu, un neam ticăloș și stricat, păcatul-i promovat la rang de virtute, iar noi strălucim ca niște lumini în Spania, că de aceea v-a adus Dumnezeu aici, ca să fiți lumini în țara aceasta. De aceea ne-a lăsat pe noi Dumnezeu în România. De aceea ne-a trimis la școlile lor. De aceea ne-a trimis în fabricile lor. De aceea locuim printre ei, ca să fim lumină în lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu, amin? Să-n în sus cuvântul vieții, să ne ajute Domnul. Trebuie să acceptăm statutul care îl avem. Haman, rău acela, s-a dus amarele împărat Ahasveros, în Esterea capitolul 3, versetul 8, s-a dus popârul și a spus, împărate, în toate ținuturile tale locuiește răspândit un popor deosebit, cu legi deosebite. Dragii mei frați, noi suntem un popor deosebit, cu legi deosebite. Locuim împrăștiați în toată lumea. Dumnezeu a așezat creștinii, o așezat pe copiii săi printre ceilalți, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat. Dar noi avem statutul nostru, noi suntem popor deosebit, noi avem legi deosebit, noi avem îmbrăcăminte deosebite, noi avem vocabular deosebit, noi avem preocupări deosebite, noi avem o destinație deosebită. Acceptăm statutul ăsta? Sau vrem să ne confundăm cu lumea? Vrem să fim ca ei, cu plăcerile lor, cu păcatele lor? Dumnezeu să ne ierte, frate, amin? În procesul mântuirii există un parteneriat. Domnul ne-a mântuit într-o mântuire inițială. Ne-a pus picioarele pe calea asta și a urat celor din La Roda, din Spania, vorba versului de poezie, drum bun.
pe calea mântuirii. Și Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnim la capătul celălalt, unde ne așteaptă Domnul. Amin? Spuneam că am un cuvânt scurt despre mântuire și aș vrea să am un cuvânt scurt despre credință. Evrei 11:1 și credința e o încredere neclintită în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Voi fi foarte succint, foarte scurt voi vorbi. Că dacă nu vorbim de credință la biserică, unde vorbim? La stadion? Unde să vorbim în altă parte? Suntem la biserică și vorbim de credință. Toți oamenii au credință. Când vorbim de existența lui Dumnezeu, toți oamenii cred ceva. Vei spune, bine, dar ateii nu cred. Nu e adevărat, cred. Noi credem că este Dumnezeu, ei cred că nu este Dumnezeu. Au și ei credința lor, da? Dar acum aș vrea să vorbim de credința aceasta, trecem peste partea introductivă și să vă spun că această credință este una veritabilă, adevărată și autentică pe care trebuie să o avem și este o credință falsă. Când Iacob 2:18 spune, dar va zice cineva, arată-mi credința ta. Eu acum știu că voi aveți credință, dar vă chem în seara asta, vă cer credința la control. Arătați-mi credința! Toată viața am fost șoferist. Am umblat cu trenurile, 35 de ani. Și când mă suiam în tren, nu plecam bine de la Suceava, că venea nașul, venea controlorul. Și spunea, biletele la control, vă rog. Și acolo am văzut multe, multe faze. Unul corect scotea biletul, poftim. Să uita, îl perfora, mulțumesc frumos. Alții n-aveau bilet. Dom'le, n-am avut timp să-mi scot. Legea era că la prima gară te dă jos la poliție și îți dă și o amendă. Alții aveau bilete, dar nu pentru categoria aceea de tren. Ei luau bilete pentru personal și mergeau cu intercite. Dom'le, am bilet. Ai bilet, dar nu-i bun. Acum, toți care sunteți aici aveți credință. Și cu credința asta noi mergem spre capătul mântuirii, la Dumnezeu. Dar eu în seara asta am venit și vă întreb, ia prezentați credința voastră la control. Că Iacob spunea, va zice unul, arată-mi credința ta. Dumnezeu să ne dea o credință adevărată, amin? Amin. Și pentru că timpul trece, aș vrea să prezint câteva forme de credință bune, autentice, care ar trebui să le avem. Și le verificăm acum în lumina Evangheliei, dacă le avem sau nu. Începe Domnul Iisus propovăduirea și în Marcu, în capitolul 1, versetul 15, spunea, s-a apropiat vremea, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care e modul în care vă raportați la Evanghelie? Sunt oare prezența aici oameni pocăiți, nepocăiți, care n-au citit azi în Evanghelie? Cât de des citiți dumneavoastră Evanghelia? Că în Evanghelie găsim noi adevărata cale, mântuire. Și Domnul spunea, credeți în Evanghelie. Evanghelia asta este adevărată. Luca 1:37 spunea, niciun cuvânt care iese din gura al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35 spunea, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. În Apocalipsa spunea că am văzut 14:6 un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Evanghelia asta rămâne, frații mei. Cum te raportezi tu la evanghelie? Aveți timp de evanghelie? E prima întrebare care vă pun și vă pun în modul cel mai serios. Nu poți să fii creștin și plăcut lui Dumnezeu dacă nu cercetezi Evanghelia. Ne facem timp pentru discuții inutile. Vorbim de sport, vorbim de femei, vorbim de politică, vorbim de ce vreți voi, ceasuri întregi, da? Și de Evanghelie nu ne facem timp. Oare suntem noi creștini? Avem o credință reală, autentică? Verifică-te în seara asta și Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? În Marcu, capitolul 11, versetul 24, spunea, și când cereți de la Dumnezeu un lucru, trebuie să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Credeți în puterea rugăciunii. Și acum iarăși vă întreb,
Cum stați cu rugăciunea? Cu rugăciunea aceea de dimineață care o uităm, că o suna ceasul târziu? Cu rugăciunea aceea care o căscăm seara, că suntem foarte obosiți? Cu rugăciunea aceea peste zi o uităm să o facem? Cum poți să fii plăcut lui Dumnezeu? Cum poți să fii un creștin când tu nu practici rugăciunea? Și Domnul Iisus spunea că rugăciunea are o mare putere și noi trebuie să credem în puterea aceasta. Doamne, dă-ne credința asta, amin? În Evrei 11:6 spune că cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Eu cred în răsplătirile Domnului. Mai crede careva? Amin. Am fost născut într-o casă de oameni pocăiți. Mama mea născut în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani și-a rămas acasă mama cu încă doi frați orfani, și de mamă și de tată. Plecați părinții la pușcărie. Eu toată viața am crezut în răsplătirile Domnului și încă mai cred că Dumnezeu mă răsplătește. De mic copil, bajocorit la școală că nu purtam cravata. De mic copil, ironizat de ceilalți că n-am tras în viața mea un fum de țigară. N-am pus vârful limbii pe băutură, pe bere sau pe altceva niciodată în viața mea. Nu m-am dezmățat, am vrut să-mi păstrez cinstea trupească înaintea lui Dumnezeu. Și toate le-am făcut că am crezut că într-o zi, când mă voi întâlni cu Dumnezeu, El m-a răsplătit pentru purtarea mea. Am colindat lumea în lung și în larg, nu pentru banii voștri, ci de dragul Evangheliei, să spun tuturora că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu o da pe Fiul Său să moară. Și spuneam Psalmul 126, cine aruncă sămânța cu lacrimi, va secera cu cântări de bucurie. Într-o zi, eu cred că Domnul îmi va da binecuvântarea sa. Există răsplătiri care nu sunt uitate la Domnul. Cei care sunteți pocăiți în Spania, ironizați la școală că aveți prea mulți copii, că aveți o ținută prea decentă, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Eu vreau să vă spun, o cântare veche spunea, nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Nopțile în care vigheați la copiii voștri, rugăciunea, postul, milostenia, citirea Evangheliei, disciplinarea trupească, într-o zi vor fi răsplătite de Dumnezeu. Credem lucrul acesta? Dumnezeu să ne dea credința aceasta. E o credință bună să crezi în Evanghelie, să crezi în puterea rugăciunii și să crezi în răsplătirile Domnului. Doamne, dă-ne credința asta! Stați! Există și credință greșită, falsă. Oamenii cred, dar nu e bună credința lor. Vă dau un exemplu. Sodoma și Gomora. O cetate în care păcatul era la culme, înflori păcatul. Dezmăț era acolo. Și Dumnezeu și-o propus să pedepsească cetățile câmpie. Sodoma, Gomora, Adma și Țeboimul și Țoarul. 5 cetăți. Dar acolo era unul pocăit. Și Dumnezeu e drept. El nu pedepsește pe cel rău împreună cu cel bun. Și trimite îngerii la Lot și îi spune, Lot, uite care-i treaba. Mâine dimineață va avea loc un cataclism. Dumnezeu va pedepsi Sodoma și Gomora și va ploua aici foc și pucioasă. Fântânele de smoală din vremea lui Ghedar la Omer se vor aprinde și va fi o nenorocire. Ia casa ta și fugi! Și vine Scriptura și spune că Lot o pleca la familia lui, la nevastă, la fetele nemăritate, la fetele măritate, la gineri și le-a spus, măi băieți, Dumnezeu mâine dimineață nimicește Sodoma. Și citiți în Geneza 19 cu versetul 14. Ginerii lui credeau, dar știi ce credeau? Ginerii lui credeau că glumește. Atâția creștini sunt care cred că Dumnezeu face glume. Și Dumnezeu nu face glume. Când vorbim de judecata viitoare, Dumnezeu nu glumește, fraților. Când vorbim ceea ce spunea Petru în a doua epistolă, capitolul 3, că cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde, eu cred, va avea loc un cataclism cosmic.
pe care Dumnezeu îl va îngădui, în care pământul și universul ăsta va fi distrus. O spun specialiștii, prognozele, toate vorbesc că ne apropiem iminent, cu pași repeși, de un sfârșit. Și Petru spunea de acum 2000 de ani lucrul acesta, îl spunea prin Duhul Sfânt. Dar el spunea așa, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou. Îl aștept și tu? Vine o vreme a nenorocirii, a judecății lui Dumnezeu. Și așa cum s-a întâmplat în Sodoma și Gomora, se va întâmpla cu lumea întreagă. Dar ginerii lui Lot credeau că glumește. Păi mai avertizez asupra unui lucru. Trăiesc printre pocăiți. Au tare multe bancuri cu pocăiți. Bancuri cu Dumnezeu, bancuri cu Sfântul Petru, la poarta Raiului, la nu știu cine. Alea nu sunt pentru noi. Hai să nu glumim cu Biblia. Eu am un exemplu, l-am spus de mult. Mulți l-au ascultat că m-au dat pe internet. Cu ani de zile înainte lucram la reparat locomotive și în 40 de colegi dimineața când voiam să le spun ceva de pocăință, aveam un coleg, îl chema Savi Viorel. Tot timpul râdea de mine. Și spunea, băi, pocăitule, la iad, eu să fiu șef și am să te bagă în smoală și am să te dau prin smoală. Și nu puteam, că el tot timpul mă batjocorea așa și toți râdeau de mine, singurul pocăit eram în tot colectivul. Și într-o zi am fost liber și când am venit a doua zi, colegii erau supărați, maestru din Botoșani era supărat și am spus, ce mai cu figura asta la voi? O, dragul, tu nu știi. Nu știi ce-o pățit Viorel ieri? Nu. S-a suit pe locomotivă cu abur, care era remizată sub linie electrificată, 27.000 de volți, la 1,5 metri de curentează. Nu pui mâna pe sfârmă. Dacă te-ai apropiat la 1,5 metri, ești curentat. El nu și-o dea seama că e sub rețeaua electrică, s-a suit pe locomotivă cu abur și s-a ridicat în picioare și s-a electrocutat. O căzut așa, răzând jos, și zice că e la spital. Zic, maestri, mă duc până la el. Du-te! Când m-am ajuns pe holul spitalului județean, un hol mare, un hol lung, am auzit niște râhnete inumane. Nu putea un om să râhnească așa. Și m-am dus drept în salon. Prietenul meu cu care mâncam dintr-o farfurie era acolo. Avea un coviltir așa făcut dintr-un cearșaf, că nu putea suporta cearșaful pe el. Iar el era ars tot. Așa cum prăjiți voi o bucată de carne în tigaie, așa era carnea lui arsă. Se cunoșteau venele așa cum au fost. Și când m-au văzut, el îmi spune, Dragoș, am să spun o întrebare. De ce trebuie să mor ars la 25 de ani? Și de ce tatăl meu a murit tot ars, tot la 25 de ani? Îi umblesem? Și mi-a spus Viorel, stai liniștit, acum sunt medicamente, ale fii, acum oamenii știința o evaluat, lasă că o să fie bine. Știți care a fost prima întrebare care am vrut să-i o pun? Viorel, cum e cu iadul? Cum e cu smoala? Cum e cu glumele tale? Nu mi-am permis, era prea mare durere. Dar voi râdeți de judecata lui Dumnezeu. Râdeți voi acum de iazul de foc. Că sunteți sănătoși, dar mă omosea într-o noapte când te doare, nu mai ai liniște. Numai când primești verdict că e suspect de cancer, deja se schimbă. Numai o neputință când ai în trup, deja se duce vitejia asta care o ai tu. N-am putut să-l întreb. Am spus, lasă, Viorel, că o să fie bine. Omul ăsta a răhnit 9 zile în continuu. L-am vizitat, îmi spunea doctorul, domnule, nu știu ce inimă am omul ăsta în el, ce rezistență poți să aibă. Și după 9 zile, a murit. Ginerii lui Lot credea că Lot glumește. Credea când vorbea Dumnezeu de un prăpăt și o nenorocire și o pedeapsă a păcatului că e glumă. Sunt aici să vă spun, nu-i glumă. Într-o zi te vei întâlni cu păcatele tale, cu avorturile tale, cu adulterile tale, cu minciunile tale, cu bețâile tale, cu înjurăturile tale. Într-o zi te vei întâlni cu ele. Sunt aici să spun că până la marea întâlnirii ai o șansă în seara asta să te pocăiești. Și verdictul lui Dumnezeu era, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască și scap de păcatele tale și ești liber înaintea lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute, amin. Un om, viteaz, grade, stele pe umăr, epoleț, lupta ca un leu. Era ministru de război în Siria, Naaman îl chema. Când ajungea omul ăsta acasă și da mantia lui, mirosea carne putridă. Omul ăsta era lepros, nu puteai să stai în casă de el. Așa, o imagine publică avem și noi de creștini. Ne îmbrăcăm frumos, ne pozăm bine, ne luăm o înfățișare de creștini. Numai Dumnezeu știe câtă putrăziciune are fiecare, mai ales prin casa lui. Doamne, dă-ne pocăință! Și acolo era o fetiță roabă și îi spune neveste, dacă ar fi stăpânul meu la proroc acela din Samaria, Dumnezeu l-ar vindeca de lepră și când un om să-l neacă, să agață de un pai. Și omul ăsta când a auzit vorba asta s-a luat după mintea la o copchilă și o pleca la împărat și pleacă cu o scrisoare la Ioram și de la Ioram pleacă la Elisei și când ajunge cu daruri multe, estimează cercetătorii Scripturii că avea vreo 2 milioane de euro la dânsul, cu care, cu multe cadouri, se duce la Samaria. Și Elisei nici nu ies afară. Eu atâta m-am gândit la omul ăsta lui Dumnezeu, la noi vine primarul. Și bată, schimbăm programul că e primarul, vine un senator, vine cineva, ăsta a venit mare caravană, mare delegație oficială și Elisei trimite un rob, spune să spele de 7 ori și va fi curat. Și acum ascultați ce spune omul ăsta în 2 împărați, capitolul 5, parcă versetul 11. El a plecat ca acolo că avea credință. El avea credință, de ce s-a dus? Și spune acolo, eu credeam că va ieși la mine, va cerceta rana, va chema numele lui Dumnezeu. El credea. Știți care e credința greșită? O credință orchestrată, o credință regizată de noi. Că Dumnezeu ar trebui să facă cum vrem noi. Unii oameni cred în mântuire și în iertare. Dacă să fie iertat, trebuie să iei traista, să cutrei în mănăstirile și munțe, ca Dumnezeu să te ierte. Ei cred așa. Dar nu cred că mântuirea e mult mai simplă. Norocul a avut ăsta, spun noroc, că niște sfeșnici au spus, împărate, dacă omul ăsta ți-ar fi cerut un lucru greu, stăpâne, nu l-ai fi făcut? Dacă ți-a cerut un lucru ușor, fă-l-o. Eu dice, am o altă predică și am intitulat-o, cât e greu să fac lucrurile ușoare. Nouă ne-i greu să facem lucrurile ușoare. Și am dat exemple. Că nouă ne place să complicăm lucrurile până să complicăm și predicile le complicăm. Că dacă aș predica așa ca Petru, nu mă mai chemați în Spania. Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu, a murit, a înviat și credeți în El. Și cu predica asta mergea peste tot. Dar voi vreți predici complicate, din lună, din stele, Orion, cloșca cu pui, galaxii, comete. Și să vă mai spun ceva din Scriptură? Noi complicăm noi. Mi-aduc aminte, odată am fost chemat la o căsătorie într-un oraș și motul a sunat de 10 ori mirile. Frate, pe data de, da. Sâmbătă seara la 10, mă sună iară. Frate, n-ai uitat, mâine dimineață la 9 ieși la căsătorie. Măi, n-am uitat, roagă-te, Domnul, fiu sănătos. Și el îmi spune, frate, nu te spăra, dar cât te întreb, dar ce vrei să predici mâine la nuntă la mine? Și eu zic, ce să predic? Bărbatul să-și iubească nevasta, nevasta să fie supusă, e bun? El tace și spune, da, așa simplu? Zic, nu, le complicăm mâine. Învățătura e asta doar la căsătorie, dar noi trebuie să o complicăm ca să vă placă predica, nu? Și am multe exemple. Într-o adunare dam exemplu la surori. Și spuneam așa, în mod normal o soră când vine la adunare, ar trebui să vii îmbrăcată cu o ținută mai largă, mai lejeră, să vii îmbrăcată cu o fustă mai lungă, să stea mai comod pe bancă. Dar el vin cu fustă scurtă, se așează pe bancă și 3 ore am văzut eu că trag de fustă în continuu. Apoi ce nu crește, măi, fetelor acolo pe bancă, măi, nu crește trăgând de ea. Și apoi își pune poșeta, își pune eșarfa, pune caietul de cântări, dar nu v-ar fi mai ușor să vă îmbrăcați mai cuvincios? N-asta mai fără grijă și mai lejer, noi greu facem lucrurile ușoare. Cât de greu facem lucrurile ușoare? Revenim la Naaman, da? La predica din seara asta. Omul ăsta credea, dar credea că Dumnezeu lucrează cum vrea El.
Eu vă spun în seara asta, Dumnezeu lucrează cum vrea Dumnezeu. Amin? Dumnezeu a trasat un drum prin pustie. Dumnezeu i-a spus lui Noe, așa se face corabia, dimensiunile, și Noe se încadrează. Dumnezeu i-a spus, așa-i pocăința, așa-i rânduiala bisericească, și cei ce vor să fie mântuiți se încadrează în Scriptură, nu dau Scriptura după dânșă. Doamne ajută-ne în aceasta, amin? Să vorbim de o credință în Iacov 1:26, spune așa, dacă cineva crede că este religios, dar nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om e zadarnică. Sunt oameni care se cred tare religioși. Nu poți să vorbești cu dânsul, lasă-mă, Domnule, eu am credința mea, eu am religia mea și eu cred că o ai, dar îi spune, dacă nu îți înfrânezi limba, ce credință ai tu când băgi curești bărbatul acasă? Ce credință ai tu când bați nevasta acasă? Ce credință? Ce religie e asta? Eu sunt religios, Doamne, te rog, eu am religia mea. Dacă nu își înfrânează limba, își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Eu aș vrea ca Domnul să ne dea o credință autentică, amin? Mă opresc din predicare aici. Am vrut să tratez două probleme. Problema mântuirii, în care e implicat Dumnezeu și noi. Că Dumnezeu și-a făcut partea Lui, iar Tu ești chemată în seara asta să-ți faci partea Ta. Și eu spun, Doamne, ajută! Amin? Și problema credinței, nu-i totul că ai credință. Important e să ai credință adevărată și autentică. Că este credință bună și credință falsă. Domnul să-ți dea credința cea bună. Până la urmă, spun prietenilor, osteneala, dorința, insistența noastră, în numai de dragul Scripturii și de dragul vostru. N-aș vrea ca într-o zi să-mi bați obrazul. M-am întâlnit nu demult cu un prieten care lucrează în Spania și a lucrat multă vreme cu un musulman. S-a înțeles bine, a lucrat bine împreună, dar s-a despărțit cu lucru. După 4 ani de zile s-au întâlnit iară, au stat de vorbă, ce mai faci, prietenește, au vorbit, eu lucrez acolo, familia, bine. Și când la despărțire musulmanul îi spune, auzi, uite aici, de ce nu mi-ai spus nimic de Hristos și de pocăință? Știi că altul mi-a spus și eu m-am convertit și sunt creștin și că m-am pocăit și eu? Dar tu odată nu mi-ai spus de asta și eu bătut obrazul. Îmi spunea omul ăsta, intram în pământ de rușine. Eu sunt aici ca într-o zi să nu-mi bați obrazul. Și sunt aici ca într-o zi în ziua judecății să spui, n-am știut. Poate unii din voi ați fost crescuți în casă de oameni pocăiți. Poate mai ai un tată, mai ai o mamă care plânge. Ar primi extraordinar vestea că fata mea s-a pocăit în Spania. Băiatul meu în Spania s-a pocăit. Eu n-am niciun câștig. N-am nevoie de zeciuiala voastră, n-am nevoie de banii voștri, câștigul este al vostru. Dumnezeu să vă ajute să vă pocăiți, amin.